De ceva timp, pe partea stângă se aude o bătaie și am suspectat ca fiind bileta, nu bileta, capătul de bară. Am prins de roată de la ora 9 și ora 3, invers, ora 3, ora 9. Și când am făcut stânga-dreapta, se aude o bătaie. Dar mi s-a părut un pic diferită acea bătaie, însemnând că parcă nu o simțeam foarte bine în roată, mai mult o aud. Așa că am virat roata la maxim și în timp ce cineva o să facă stânga-dreapta de roată, eu am să pun mâna pe, am să pun mâna pe capătul de bară și am să țin așa, mișcă, și nu aud, nu că nu aud, nu simt niciun fel de bătaie în sau joc aici în acest pivot. În schimb, văd că mișcă bileta de direcție. Este prima biletă de direcție care o găsesc că are joc și bănuiesc că se vede că există un mic joc acolo, iar volanul abia dacă mișcă puțin el. Dar nu este din volan, pentru că și dacă imobilizez volanul, acea bătaie persistă. Și ca să mă convinc că nu este în imaginația mea, am să fac aceeași verificare și la roata dreapta. Asta ca să exclud caseta de direcție sau orice altă componentă. Aici roata este țapână. Am să trag aproape camera să vă arăt că mișc de ea stânga-dreapta și nu se aude absolut nimic. Roata este țapână, țapână, țapână. Nu se simte absolut nimic în ea. Deci vreau să o mișc și este fixă. Numai dacă fac așa și simt că îmi mișcă cu tot ansamblul de direcție.